Bună ziua, doamnelor și domnilor apicultori. Doar o mică filmare, să spunem așa, un eșantion de primăvară de aici din sudul Angliei. Știu care e situația la dumneavoastră cu episodul ăsta de vreme severă, de vreme de iarnă. La noi a venit primăvara, dar e o primăvară, sau va fi o primăvară lungă, cu capricii, când la dumneavoastră peste două săptămâni vor fi poate 20 de grade, aici vom avea tot 10. Uitați, o mică apicultoare, fica mea cea mică a vrut să vadă și ea albinele. O să trec așa foarte, foarte rapid pe la fiecare. Vreau doar să vă arăt ce înseamnă să ai ceva albină. Asta înseamnă că dacă ai câteva ore de cules de polen, să spunem așa, albinele pot, sau mă rog, coloniile sunt în stare să adune ceva. Le vedem și pe celelalte. Deci de asta eu întotdeauna insist pe ideea iernării coloniilor puternice, pentru că în primăvară coloniile puternice fac asta, adică au popor să, nu știu dacă să văd și la celelalte, o să mă duc încet încet, au popor să-și facă treaba, pe când coloniile slabe nu sunt în stare să beneficieze de acea oră, două pe zi de vreme mai bună în care pot culege ceva polen, mai ales primăvara de vreme. Acest polen este... Ia uitați-vă ce e și aici. Am făcut filmarea asta să vă arăt mai mult stup, pentru că n-aș vrea să credeți că am și eu un stup mai bun și cam asta e basta. După cum vedeți, aproape toți sunt la aceeași putere. Ne pregătim pentru mulțire, cel puțin eu aici, cu standuri pentru noile familii. După cum vedeți, o să-i pun pe bolțari, o să folosesc și aceste canapele pe care le fac singur. Ce să vă mai zic? Încercați să nu slăbiți ritmul de hrană la albine, adică cei care deja ați început, nu vă mai opriți acum. Cei care n-ați început, după episodul de frig, trebuie să-i dați bătaie. Eu abia acum o săptămână am început hrănirea cu sirop. De fapt, stimularea, că le fac un sirop foarte, foarte diluat, să spunem așa, 6 litri jumate de apă la 5 kg de zahăr. E undeva la 1,25, e după, să spunem, inspirat după rețeta lui Babini din Statele Unite. Bineînțeles că am făcut și câte o turtiță, dar eu, cu toate că am vremea mult mai bună ca a dumneavoastră, eu n-am avut curajul multora dintre dumneavoastră să dau turte și sirop, chiar dacă am avut și o zile mai calde la începutul lui februarie. Cred că acum e momentul, pentru că pe mine mă interesează o dezvoltare continuă și sustenabilă, nu mă interesează salturi bruște, după care să urmeze căderi bruște.
Cred că acesta este ultimul meu video în limba română. O să încep să promovez canalul meu aici pentru Anglia. Motivul este foarte simplu. La cum am eu stupii, o să am de vânzare anul ăsta familii de albine. Așa că n-am prea multe ce să spun colegilor români. Deja se stă la coadă la polen aici. Nu prea mai am ce să vă spun. Nu știu ce să vă zic. Există tendința asta a contrazicerii continue și a contrazicerii degeaba și o să încerc să-mi limitez cât mai mult intervențiile pe în România. O să-mi păstrez prietenii, vorbesc cu oricine mă întreabă, dar o să stau în liniștit și în banca mea, pentru că orice, să spunem așa, idee bazată științific pe care eu am încercat să o promovez este întâmpinată cu niște discuții de astea fără rost, că eu așa am făcut și am mers, că ăla pe 3 rame îl întrece pe ăla pe 8 rame, dar toată lumea spune cu o regină bună, ca și cum ăla pe 8 rame ar trebui să aibă o regină proastă, tot felul de artificii de astea. Sunt, eu am obosit să mai discut treaba asta. Cred că rezultatele sunt cele care vorbesc de la sine, iar pe mine mă interesează rezultatele și nu discuțiile fără rost. Vă doresc o primăvară frumoasă, avem și un pic de soare, vă mai dau așa o panoramă să vedeți cam cum e situația la noi. Albinele zboară exact în jurul ochilor și gurilor noastre. De aici, din sudul Angliei, eu și Sorina vă urăm toate cele bune și un an apicol cât mai bun.